Referitor la candidatura lui Plăhătniuc, eu am auzit prima lectură luni seara de la Deacov. Nu știu, asta depinde de informațiunile care ar să formeze partid, guvernarea, cu cine ar să formeze guvernarea. Pentru că dumneavoastră, amintiți-vă, domnul Candu, fiind în vizită în Bruxelles săptămâna trecută, a spus că iau destule voturi ca să formeze guvern fără altcineva, având în vedere comuniștii. Numai că la momentul când o să vină timpul să fie ales președintele Republicii, o să aibă nevoie de susținerea comuniștilor. Deci eu nu pot să mă implic în candidatură lor și ne spun da, ne spun nu. Dar comuniștii v-au votat pe Vlad Plăhătniuc? Dar eu ți-am explicat că noi, dacă concentrăm în problemă, în aceste trei fracțiuni, și dacă o să fie propusă care candidatură de prim-ministru o să fie propusă, atunci noi o să le consultăm și atunci o să luăm decizie respectivă. Acum eu nu sunt gata să răspund la întrebare, nici da, nici nu.